Studenții de la mai multe universități și colegii cu profil pedagogic de Republica Moldova vor putea învăța în laboratoare moderne în baza unor programe de studii îmbunătățite. Ministerul Educației de la Chișinău a lansat astăzi cel de-al doilea concurs din cadrul proiectului Învățământul Superior din Moldova, iar instituțiile pot participa cu proiecte. Câștigătorii vor obține sume de până la 3,5 milioane de euro. Dosarele pentru concurs pot fi depuse până în 30 iunie. În cea de-a doua etapă a proiectului Învățământul Superior din Moldova, universitățile pot obține fonduri de cel mult 3,5 milioane de euro față de 2,15 milioane cât se oferea în prima etapă. Pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic, suma rămâne aceeași și este de 900.000 de euro. Urmărim obiectivul de a îmbunătăți conexiunea dintre instituțiile de învățământ superior și mediul de afaceri, cu scopul de a îmbunătăți relevanța studiilor pentru studenți și pentru a crește calificarea lor atunci când trebuie să meargă să se angajeze. Cu acești bani, rectorii vor putea investi în infrastructura instituțiilor. La fel, vor fi revizuite programele de studii, curricula, iar profesorii vor putea beneficia de instruiri cu experți internaționali. În cea de-a doua etapă a concursului a fost extinsă lista beneficiarilor de finanțare. Domeniile care pot beneficia de finanțare sunt științe ale educației, medicină, inginerie și activități ingineriești, tehnologie ale informațiilor și comunicațiilor, științe chimice, științe biologice, științe ale mediului, științe fizice, matematică și statistică, științe agricole, medicina veterinară. Câștigătorii vor fi anunțați până în 1 septembrie. Instituțiile selectate își vor putea implementa proiectele până în 2025. Anul trecut, universitățile și colegiile din Republica Moldova au obținut în cadrul aceluiași proiect finanțarea în valoare totală de peste 14 milioane de euro de la Banca Mondială.